Apicultorii din zona Reghin sunt în plin sezon de producție. 60 de stupi au primit aprobarea de a pleca în pastoral la Salcâmul Timpuriu, în zona Dobrogei. Formalitățile de avizare au fost îndeplinite de Cercul Apicol Reghin, care însă nu a primit vești prea bune de la proprietarii de albine. Au făcut 800 de kilometri și până în prezent au undeva la vreo 5 kg crescut lada de stupi. Deci s-au mutat de la Salcâmul 1 de lângă Dunăre, au trecut la Salcâmul 2 undeva în județul Vâlcea Gorj, iar culesurile sunt destul de slabe. Nu știu cum o să fie cu mierea de salcâm, așteptăm. Se pare că temperaturile ridicate de săptămâna trecută au afectat salcâmul. Este singura explicație pe care o găsesc apicultorii pentru producția slabă de miere. Credem apicultorii că săptămâna trecută au fost niște temperaturi extraordinar de ridicate. La noi aici în zonă, floarea de pomi s-a terminat extraordinar de repede. Cred că același lucru a influențat și floarea de salcâm. Crescătorii de albine mai au totuși speranța că vor avea succes mai mare la salcâmul târziu care crește la munte. Asta înseamnă noi deplasări costisitoare, dar obligatorii pentru bunul mers al îndeletnicirii. E posibil ca salcâmul 3 să-l mai putem prinde. E undeva prin munți și posibil ca apicultorii să se descurce și să mai prindă un salcâm, un cules de salcâm și să permită să-și scoată mierea dacă o să prindă ceva, dacă o să găsească albina nectarul suficient ca să putem să scoatem și noi. Responsabilii cercului apicol local spun că nu este obligatoriu ca prețul produselor să crească din cauza scăderii producției. Piața va regla prețul în funcție de mulți alți factori. Momentan, pe piața liberă din Reghin, un kilogram de miere de salcâm costă 24 de lei, iar mierea polifloră se comercializează cu 20 de lei kilogramul.